Aloha prieteni, eu sunt Tsunami, iar în video-ul de astăzi vreau să ne uităm la câteva proiecte cripto interesante din această industrie și am pregătit 6 criptomonede pe care ar trebui să le urmărim în 2024. Acest an va oferi cu siguranță noi surprize pentru multe altcoin-uri, având în vedere că domeniul cripto este din ce în ce mai popular după celebrul Bitcoin Spot ETF, iar pentru lista de astăzi am pregătit câteva proiecte ce au atras atenția în ultima perioadă, dar și câteva proiecte cripto mai mici ce pot profita de trendurile industriei blockchain. Înainte să începem, trebuie să subliniez că video-ul de astăzi nu trebuie luat ca un sfat investițional și recomand să faceți întotdeauna propriul vostru research când vine vorba de această piață, iar în comentarii puteți lăsa și alte criptomonede pe care le aveți pe radar în 2024. 1. Manta Network. Lansat în urmă cu doar o săptămână pe launch-ul celor de la Binance, Manta Network a devenit în foarte scurt timp unul din cele mai populare proiecte din această industrie și reușind deja să intre în top 100 CoinMarketCap. Manta Network reprezintă o soluție de scalare de tip Layer 2 pentru ecosistemul Polkadot, proiectul utilizând tehnologia Zero Knowledge Proof pentru a oferi confidențialitate pentru tranzacțiile realizate. De asemenea, proiectul reprezintă practic mult mai mult de atât și poate fi descris chiar ca un ecosistem multimodular pentru aplicațiile Zero Knowledge, acesta fiind format din două rețele, una de tip Layer 1, în timp ce cealaltă fiind o soluție de scalare de tip Layer 2. Prima rețea numită Manta Pacific este un ecosistem Layer 2 pentru aplicațiile ZK compatibile cu Ethereum Virtual Machine, în timp ce cea de-a doua rețea numită Manta Atlantic reprezintă cel mai rapid chain de tip ZK de pe rețeaua Polkadot. Împreună, Manta Pacific și Manta Atlantic oferă o nouă soluție pentru dezvoltarea aplicațiilor Web3 și își propune să ajute la adopția acestei industrii introducând un nou capitol pentru aplicațiile de tip ZK App. Manta Network utilizează de asemenea soluții oferite de anumite proiecte precum Celestia, Polygon sau Optimism, iar proiectul a reușit să atragă aproape 200 de proiecte pe propriul ecosistem și a atins chiar un total value lock de peste 1,5 miliarde de dolari. Tokenul proiectului are un rol foarte important în cadrul ecosistemului Manta și în prezent ocupă poziția 95 în clasamentul CoinMarketCap, moneda având un preț de aproximativ 2,3 dolari și o capitalizare de aproape 600 de milioane de dolari. Iar dacă nu sunteți convinși încă de acest proiect, trebuie subliniat că Manta are în spate persoane ce au lucrat în trecut la Harvard sau chiar în cadrul proiectului Algorand, în timp ce companii precum Binance Labs sau Polychain Capital au investit până acum în acest proiect. 2. Spongy V2. Spațiul de meme coins a înregistrat un hype uriaș în ultimul an, acest domeniu fiind chiar mai popular decât în 2021 și oferind de asemenea creșteri impresionante pe multe proiecte din acest sector. Spongy reprezintă un meme coin ce a profitat de nebunia creată de Pepe în primăvara lui 2023, proiectul reușind să atingă un market cap de aproape 100 de milioane de dolari și ajungând chiar pe exchange-uri precum Bitgate, Gate.io, Mask sau Poloniex. Totuși, la scurt timp, proiectul și-a pierdut din hype exact ca majoritatea monedelor de tip meme coin, dar Spongy se pare că intenționează să revină cu un nou proiect în timp ce apelează la tokenul său pentru a face acest pas. Practic, proiectul anunță acum Spongy V2, o nouă versiune a propriului meme coin, iar comunitatea poate lua parte la un sistem numit Stake to Bridge, prin care poate obține acest nou meme coin înainte de lansarea oficială. Pe site-ul oficial, holderii tokenului Spongy V1 pot depune la stake monedele deținute, aceștia urmând să primească în viitor noul token Spongy V2, în timp ce acest sistem va oferi un randament în acest nou token și după lansarea oficială a noului meme coin. Chiar dacă acest concept de a introduce un nou meme coin poate părea destul de ciudat, se pare că mulți utilizatori au achiziționat tokenul Spongy tocmai pentru a lua parte la acest sistem de stake to bridge pentru a primi noua monedă Spongy V2, iar această mișcare a provocat chiar o creștere de aproximativ 300% pentru acest meme coin. În prezent, Spongy are o capitalizare de aproximativ 20 de milioane de dolari și înregistrează un volum mult mai mare pe zona de trading după anunțarea noului token Spongy V2. De asemenea, proiectul menționează că viitorul meme coin Spongy V2 va introduce un alt sistem de tokenomics și chiar oferă mai multe detalii pe site și anunță chiar un joc pe blockchain în viitor prin care încearcă să ofere și o utilitate de tip play to earn pentru noul token. 3. Cosmos. Pe a treia poziție în video-ul de astăzi avem Cosmos, un proiect destul de popular în spațiul crypto și care putem zice că are origini destul de vechi în această industrie, având în vedere că white paper-ul său a fost lansat tocmai în 2016. Proiectul a fost lansat ca o soluție pentru problemele protocolului Proof of Work al rețelei Bitcoin, care oferă tranzacții lente cu fiori destul de mari, iar Cosmos introduce un ecosistem de blockchain-uri interconectate ce pot comunica între ele și chiar este descris de unii ca un blockchain 3.0.
Rețeaua Cosmos este formată din trei layere, un application layer ce procesează tranzacțiile, un networking layer ce permite comunicarea între diferite blockchain-uri și un consensus layer, acestea împreună utilizând tehnologia Tendermint și oferindu-le developerilor posibilitatea să-și lanseze propriul blockchain în cadrul ecosistemului Cosmos Hub. Tokenul proiectului numit Atom are diferite utilități în cadrul acestui ecosistem, fiind utilizat pentru plata fiurilor de pe Cosmos Hub pentru guvernanța platformei, dar și pentru securizarea rețelei printr-un sistem de staking. Atom ocupă în prezent poziția 23 în clasamentul CoinMarketCap și are un preț de aproximativ 9 dolari, iar all-time high a fost atins în septembrie 2021, atunci când moneda avea un preț de aproape 45 de dolari. Cosmos este foarte popular și pentru campaniile de airdrop organizate în cadrul propriului ecosistem, oferind în acest fel un motiv în plus pentru a deține această monedă și pentru a lua parte la guvernarea acestei rețele. 4. NIR Protocol. Dezvoltat de NIR Collective, proiectul NIR Protocol reprezintă un blockchain de tip Layer 1, ce le permite developerilor să dezvolte propriile aplicații de tip DApps, beneficiind în același timp de securitate, scalabilitate și descentralizare. Proiectul a fost lansat în 2017, fiind cunoscut în prima fază sub numele de NIR AI, iar partea amuzantă este că fondatorii doreau inițial să lanseze anumite aplicații descentralizate, dar au ajuns să dezvolte propria rețea blockchain Layer 1 după ce și-au dat seama că nu găsesc nicio platformă blockchain potrivită pentru aplicațiile pe care doreau să le lanseze. Rețeaua celor de la NIR utilizează tehnologia Nightshade pentru a îmbunătăți rata de tranzacționare de pe propriul blockchain și proiectul anunță că poate procesa până la 100.000 de tranzacții pe secundă, iar asta aproape instant cu fiuri foarte reduse. Tokenul NIR a înregistrat o scădere destul de mare în acest bear market, ajungând de la un all-time high de 20 de dolari înregistrat în ianuarie 2022, până la un preț de aproximativ 1 dolar în octombrie 2023, dar în ultimele luni NIR a înregistrat o creștere impresionantă, ajungând chiar până la un preț de 4,5 dolari. În prezent, moneda are un preț de aproximativ 2,5 dolari și pare o investiție mult mai atractivă, în timp ce NIR ocupă poziția 31 în clasamentul acestei industrii. NIR a demonstrat în ultimele luni că este un proiect pe care ar trebui să-l avem pe radar pentru următorul ciclu cripto, iar după această corecție a pieței cripto din ultima perioadă, e posibil să vedem un preț și mai bun pentru unul din cele mai importante proiecte de tip Layer 1 din această industrie. 5. Meme Combat. Industria cripto are parte de diferite personaje foarte populare pe zona de meme coins, Pepe, Bong sau Shiba Inu fiind doar câteva exemple, iar următorul proiect din lista de astăzi preferă o abordare mai diferită, introducând un proiect de tip meme coin, ce strânge într-un singur loc cele mai cunoscute astfel de mascote. Meme Combat reprezintă un proiect ce combină elemente atât din zona de meme coins cât și din spațiul de gaming pe blockchain și introduce o platformă unde cele mai importante personaje de tip meme coin se vor putea duela și vor putea chiar decide cine este campionul acestui sector. Proiectul alege astfel să ofere un meme coin ce nu are în spate propria mascotă, dar care apelează la hype-ul unor proiecte foarte importante din această industrie precum Doge sau Pepe și în acest fel să profite de comunitățile uriașe ce susțin aceste proiecte. Meme Combat prezintă pe site și personajele ce vor lua parte la primul sezon de pe această platformă, unde găsim nume populare în 2023 precum Pepe, Floki sau My Lady, dar în viitor, proiectul promite și alte personaje cunoscute, mai ales că în ultimele luni, în spațiul de meme coin s-au remarcat și alte nume precum Bong de pe rețeaua Solana sau Coquinu de pe Avalanche. Proiectul este dezvoltat pe rețeaua Ethereum și se află momentan în etapa de pre-sale, aceasta fiind organizată chiar pe site-ul oficial unde Meme Combat a reușit să strângă până în acest punct peste 7 milioane de dolari. În zona dedicată acestui pre-sale putem vedea că utilizatorii pot folosi Ethereum sau USDT pentru achizițiile din această campanie, iar proiectul introduce și o zonă de staking unde comunitatea poate depune monedele până la lansarea oficială a tokenului. Un alt detaliu interesant este că sistemul de staking va avea un rol important și după lansarea platformei Meme Combat, iar comunitatea va putea în acest fel participa direct la duelurile disputate între personajele din spațiul de meme coins. Probabil domeniul de meme coins va reuși și în 2024 să atragă atenția comunității crypto și vom vedea dacă Meme Combat va reuși după lansare să profite de acest posibil trend. 6. xAI. Un alt proiect lansat pe launchpool-ul celor de la Binance ce a reușit să atragă atenția în ultimele săptămâni este xAI, un proiect axat în special pe zona de gaming ce intenționează să ajute la adopția acestui sector în viitor. xAI reprezintă prima rețea de tip Layer 3 de pe Arbitrum, care să nu uităm că este la rândul său un Layer 2 pentru ecosistemul Ethereum.
Proiectul încearcă să combine industria de gaming tradițională cu zona de Web3 și introduce o soluție prin care oricine poate deține și tranzacționa anumite iteme din jocurile preferate, dar fără a interacționa cu wallet-urile cripto. De asemenea, XAI dorește să revoluționeze domeniul de gaming oferind securitate, tranzacții rapide și costuri reduse și introduce o soluție ce poate atrage în timp foarte mulți noi utilizatori în această piață. Trebuie subliniat că XAI nu este neapărat un blockchain, ci poate fi descris mai mult ca un hub pentru anumite jocuri din această industrie și prezintă chiar câteva viitoare titluri din acest ecosistem precum Final Form, Carnival sau Vanguard League. Tokenul proiectului va sta la baza economiei din cadrul ecosistemului XAI, iar moneda va avea un rol în guvernanța proiectului, dar va fi utilizată și pentru plata fiurilor de pe acest hub de jocuri. Moneda se află pe poziția 195 în clasamentul CoinMarketCap și are un preț de aproximativ 70 de cenți și trebuie menționat că a fost destul de volatilă după lansarea de pe Binance. Bineînțeles, XAI este un proiect relativ nou și vom vedea în timp dacă se va remarca pe sectorul de gaming, dar este un proiect pe care ar trebui să-l avem pe radar în 2024, mai ales că reprezintă o soluție inovatoare atât pentru Arbitrum, dar și pentru Ethereum. Iar acestea au fost 6 criptomonede pe care ar trebui să le urmărim în următorul an. Sunt curios ce proiecte credeți voi că pot oferi surpriză în 2024 și credeți că merită să-l avem pe radar în perioada următoare. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest video până la final, iar noi ne revedem în următorul episod. Aloha, prieteni!